Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil İbrahim, unul dintre cei mai cunoscuți actori din Turcia, în timp ce devine favoritul a milioane de oameni pe rețelele de socializare și pe ecranele de televiziune, este acum la ordinea zilei cu o declarație care își va surprinde fanii. Frumoasa actriță a făcut un pas important în Casa Iubirii, în care a trăit în tăcere și a făcut prima ei declarație despre pasiunea secretă care îi ocupă inima. Halil İbrahim, al cărui nume a fost menționat cu câteva nume celebre în ultima vreme și care și-a păstrat mereu viața amoroasă mult așteptată într-un mod misterios, s-a adresat urmăritorilor săi de pe conturile sale de socializare cu o scrisoare sinceră. Halil İbrahim, care a împărtășit o scrisoare lungă despre dragostea lui, a spus: "Astăzi a venit momentul să vă împărtășesc un secret, o pasiune pe care o păstrez în inimă." I-a emoționat zâmbind. În scrisoarea sa, el a spus: "De-a lungul carierei, am încercat mereu să nu mă distras, să mă concentrez pe munca mea. Cu toate acestea, uneori m-aș gândi la o greșeală, precum să nu pot rezista frumuseților vieții. Da, această iubire are un nume și există cineva care a lăsat o amprentă în inima mea." Actorul, care a făcut o mărturisire emoționantă între râsete, și-a lăsat fanii curioși, deși încă nu a dezvăluit cine este. În urma acestei expresii romantice a celebrului actor, pe rețelele de socializare au fost făcute sute de mii de postări precum cine a câștigat inima lui Halil, în timp ce multe nume au devenit obiect de curiozitate. De la colegii lui Halil İbrahim la celebrități din afara industriei, au început să fie menționate mulți oameni. Potrivit cercului său apropiat, această expresie neașteptată din cariera amoroasă a lui Halil İbrahim este interpretată ca un semn că va intra într-un nou interviu. Fanii actorului îi doresc ca acesta să aibă o relație fericită și să vadă cât mai repede persoana cu care se afla. Pe de altă parte, deși dragostea misterioasă pe care Halil İbrahim nu a dezvăluit-o despre cine este trezește o mare curiozitate în public, se mai înțelege că celebrul actor preferă ca oamenii să tacă pe acest subiect datorită respectului pe care îl primește în privat. Acasă. Supernarațiunea de dragoste a lui Halil İbrahim i-a captivat încă o dată pe fanii celebrului actor. Business Seven speră sincer că noile lor iubiri vor aduce frumusețe frumuseților și că își vor găsi fericirea alături de persoana cu care își împărtășesc fericirea. Se pare că unde va duce această iubire și cine este această persoană misterioasă va continua să fie unul dintre cele mai discutate subiecte din lumea revistelor și pe viitor. Am urmărit multe seriale turcești, dar nu văzusem niciodată un cuplu atât de fermecator, senzual, armonios. Au cea mai mare carisma văzută până acum, aspectul lor, atingerea lor ne-au lăsat amprenta în inimile. Au făcut celebrele sezoanele 1 și 2 ale Emanet în toată lumea. Iar sezonul 3 este teribil de lipsit de talent, nici scenariul, nici interpretarea lui Nanuca nu sunt la egalitate. I-aș spune lui Nanuca că talentul nu se cumpără cu bani, se deține, ori îl ai, ori nu. Să sperăm că va fi găsit un producător cu capul pe umeri și va aduce împreună acest cuplu magic. Nu știu ce are coada vacii cu ștampila primăriei. Ce tot ziceți ca cine iubește cuplul Halil și Sila, dar sunt ei un cuplu? Sau asta este reclamă pe Tere Halil? De ce nu-l asociați cu Nanuca, doar ei acum lucrează împreună, poate sunt un cuplu cum ziceți pe social media, de ce nu ziceți Halil și Nanuca, de ce ziceți Sila și Halil? Are mai mult ei sau voi de câștigat din această asociere? Singură, nu a dat cu piciorul pe nimeni, a plecat pentru că avea motivele ei, nimeni nu stă unde te tratează rău și încearcă să te facă să suferi maltratări, așa au făcut Nazmiye și Oznocul acuia, de aceea a plecat și a fost foarte bine de plecat.
pentru că sunt cei mai buni actori pe care i-am văzut vreodată jucând, cuplul perfect, chimia inexplicabilă, cel mai bun cuplu din serie alături cestii pe care i-am văzut vreodată pe Seher și Aman de neuitat. Slasi Halil sunt frumosi, fascinanti, carismatici, seducatori perfecti împreună. Cred că sunt imbatabile, nu văd niciun cuplu ca ei. Pentru actorii frumoși și excelenți pentru modul lor de lucru care i-au captivat pe cei care i-au admirat pentru frumusețea lor, simplitatea lor, pentru felul în care această fată ne-a făcut să o iubim mai sincer, dulce, o privire captivantă. Felicitări, iubirile mele, să fiți foarte fericite și să fiți mereu oamenii frumoși care sunteți. Pentru că personajul principal masculin al serialului a devenit un om bun, așa că toată lumea și-a prins acea imagine despre el, dar mai târziu am aflat că nu era așa ceva, din moment ce Seher era bun și Sila Turcoglu rămâne admirabilă. Pentru că ne-au făcut singuri cu prestația lor în primele două sezoane din Emanet. I-am susținut, i-am comentat, i-am pus pe piedestal pentru ce au meritat, apoi Seher i-a dat cu piciorul și Atane, Iaman singur tine filmul pe picioare, până când pentru a termina Seher i-a devenit o actriță mondială. Vestea asta este deja dezgustătoare, nu mai vorbiți despre acest cuplu, fiecare are viața lui, Halil nu este o pasăre în cușcă, îi plac pe toți și sunt mai răi decât el care nu-l va lăsa, lăsați-l pe Halil să se bucure de el ca poate, timpul trece repede, va veni momentul să parasească acea viața, sper doar să găsească o femeie care să-l facă fericit. La ora actuală Emanet nu valorează doi bani. S-a dus și a fost frumos, dar simt convinsă că domnișoara Sila pe parcursul carierei va fi la fel de bună, la fel de frumoasă, la fel de faimoasă, la fel de bună și viața și talentul dumneai va merge pe culmii tot mai înalte, căci cu ce a hrăzit de zet nimeni nu-i poate lua punct. Astăzi este ziua dumneai, îi urez tot binele din lume și de zet să o ajute și în viața privată, să-i dea un băiat bun care să o merite și să o iubiască cu adevărat, căci are totul frumos. Îi urez tradițională la mulți ani, iubitica mea. Nu îl urmăresc, sunt georgiană, dar Sila este preferata mea și cea mai frumoasă prințesă. Ador sezonul al treilea. Nu trebuie să-l văd. Nu-mi place fără Sila. Sila Turcoglu este cea mai bună actriță anului, Dumnezeu să te binecuvânteze, micuță prințesă. Sila, la ordinul lui Halli, a plecat, pentru că aveau totul pregătit să bage acea balerina în ea. El știa totul și acum e foarte benefica ea se scufunda, care vrea totul, pierde totul și lui Halli s-a făcut rău pentru că sunt multe remuscari, a fost foarte coleg prost. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.